stagioni. Cred că acum suntem live pe pagina care trebuie și putem începe întâlnirea din seara aceasta. În seara, dragi prieteni și colegi, suntem în seara aceasta la o nouă ediție a Cafenele Medito-Galați, împreună cu domnul profesor Daniel David și îmi veți permite să spun câteva lucruri despre domnia sa. Daniel David s-a născut la 23 noiembrie 1970 la Satu Mare, în România. Este profesor de psihologie clinică și psihoterapie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. De asemenea, domnul profesor David este rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, universitate pe care, da, îmi veți da voie să mă mândresc puțin, al cărei absolvent sunt și eu. Actualmente, domnul profesor este, pe lângă faptul că predă la UBB, predă și la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, este director de cercetare al Institutului Albert Ellis din SUA, este președinte, sper că sunt la zi informațiile mele, și director executiv al International Institute for Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health, un centru de excelență în cercetare al Universității Babeș-Bolyai. De asemenea, domnul Daniel David e un intelectual cât se poate de implicat în viața publică de la noi, consultat adesea de către presă și nu numai, și de către instituții mai specializate în chestiuni care țin de psihologie, de psihologie clinică, educație și așa mai departe. De asemenea, domnul profesor David este autorul uneia dintre cele mai bine vândute și mai de interes lucrări de psihologie socială din ultimii ani, mă refer desigur la Psihologia poporului român. Bun venit, domnule profesor, vă mulțumim tare mult că ne sunteți alături și pentru că ne dorim să vă auzim cât mai mult, eu o să mă opresc cu prezentarea și o să vă dau cuvântul dumneavoastră. Sigur, bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație, mă bucur să fiu aici. Haideți să începem atunci. Începem și vom începe cu o întrebare cât se poate de directă pe care ne-au trimis-o foarte mulți dintre colegii noștri. Ce ne facem cu chestiunea asta extrem de spinoasă a unui mediu școlar aparent tot mai haotic, mai anomic, mai violent, de ce nu? Chestiunea aceasta a bullying-ului, de exemplu, școlar, care, după părerea mea, se manifestă pe mai multe axe, între elevi, de la elev către profesor, uneori de la profesor către profesor și așa mai departe. E ceva nou în chestiunea aceasta sau pur și simplu îmbrăcăm în vorbe noi niște realități ceva mai vechi? Bun, eu cred sigur că lucrurile sunt un pic mai complicate. În primul rând, avem contextul destul de haotic în zona educației. Eu vă spun sincer, nu știu dacă o să fim de acord sau o să fiți de acord cu lucrurile așa cum le văd și eu. Mie mi se pare că sistemul de educație este într-o fază extrem de problematică. Sunt prea mulți oameni care se pricep la educație și prea mulți oameni care își dau cu părerea despre cum trebuie să fie educația. Aproape oricine are o părere despre educație. Mă, nu-i rău că ai o părere despre educație. Poți să ai o părere dacă rămâne la nivelul de opinie, la nivel de întrebare, la nivel de problematizare, dar atunci când nu faci distinția între opinie și cunoștință, lucrurile se complică, fiindcă unii care au multe opinii și n-au cunoștințe, au de multe ori o serie de legături, relații în zona politică, în zona de influență și ne trezim după aceea cu mulțime de viziuni, perspective, reglementări, care de care mai confuze, înspăimântătoare, care bulversează practic sistemul. Și atunci, într-un astfel de sistem, e foarte greu să așezi lucrurile într-o manieră așa modernă, cum o vrem noi. Aș mai adăuga un context psihocultural mai general. Noi nu avem o abordare psihoculturală. Aici mă refer ca societate, prin care să valorizăm drepturile individului.
Individul nu este important în societatea noastră. În societatea noastră, ceea ce contează este mai degrabă colectivul. Altfel spus, noi avem această idee că indivizii trebuie să servească interesul grupului din care ei fac parte, fie că e grup, nu știu, familie, rude, fie că este grupul mai larg de cunoștințe, prieteni, instituție. În spațiu vestic, de obicei, grupurile se constituie altfel. Grupurile se constituie în logica în care mai mulți indivizi care nu se cunosc între ei spun împreună valorile și constituie grupuri pe bază de valori. Aceste grupuri sunt deschise și au funcția de a ajuta emanciparea individului. Au funcția de a ajuta dezvoltarea individului, realizarea potențialului pe care îl are. Deci individul este foarte important. Sigur că individul nu lucrează de capul lui. Vedeți, în limba română nici nu sună bine când spun individ, individualism, că ne duce cu gândul la egoism. Dar nu asta este semnificația termenului. Și atunci, repet, într-un context în care mediul educațional este bulversat, mediul psihocultural oricum nu pune preț pe drepturile și pe imaginea individului, nu-i de mirare că apar fenomene legate de bullying, fenomene, sigur, dacă îl definim general, sau mobbing, dacă e vorba de faptul că mai mulți abuzează sau mai mulți au comportamente ostile față de o anumită persoană. De asemenea, nu ne-am obișnuit în mediul educațional să reglementăm explicit lucrurile. Vedeți, de foarte multe ori, încă în anumite zone, autoritatea este dată de, sau așa credem noi, că autoritatea este dată de profesor, de consiliu profesoral, de diriginte, spre exemplu. Lucrurile încep să se schimbe și avem nevoie de o societate în care, e drept, e bine ca profesorul să fie o autoritate, dar are nevoie de proceduri foarte clare și transparente. Proceduri care să spună dinainte, dacă faci A, urmează B. Că foarte, foarte multe ori când apar astfel de comportamente, unii părinți, de exemplu, ai celor care abuzează și ai celor care sunt hărțuitori, nici nu înțeleg de ce este o problemă asta și nici nu înțeleg de ce ar trebui să se ia măsuri. Și ci reproșează ca școală sau ca diriginte că unde scria că nu poate să facă lucrul ăsta. Deci, vedeți, este un fenomen răspândit, că nu se află doar în școlile noastre, se află și în spațiu vestic, numai acolo este mai bine controlat, sunt proceduri mult mai clare, dar noi cred că s-a accentuat. Sigur, e și o formă de conștientizare, adică e clar că conștientizăm mai bine fenomene care existau și înainte, dar pe care nu le-am conștientizat, e drept, și atunci avem impresia că automat este mai prevalent fenomenul respectiv, dar cred că s-a și accentuat pe fondul ăsta psihocultural și de bulversare a sistemului educațional. Cred că aveți microfonul închis. Da. Și este o întrebare care vine de la unul dintre colegi, este oare era oarecum de anticipat întrebarea asta. Ce putem face efectiv noi profesorii? Care sunt măsurile anti-bullying, dincolo sigur de necesitatea de a exista anumite proceduri pe care ați pomenit-o deja? E nevoie să fie, adică eu cred că fiecare școală trebuie să accentueze mai mult ideea de cultură organizațională și de valori care fac parte din cultura respectivă. Și partea acelei culturi să fie explicit împotriva unor astfel de fenomene, împotriva bullying-ului, mobbing-ului. Adică să fie clar că în această școală, de așa explicit, nu implicit, să ne dăm seama din discuții, ci prin valorile asumate, nu știu, sloganurile utilizate la diverse evenimente, dincolo de faptul că ai un regulament bine pus pe site și transparent și un regulament pe care îl dai în anexă, ori de câte ori ai ocazia să dai niște documente părinților, să le semnezi sau să fie informați, dai și documentul respectiv. Într-un context de comportament etic, de exemplu, și așa mai departe. Deci trebuie să fie aceste lucruri și să se știe, repet, că în acea cultură organizațională aceste comportamente nu sunt acceptate, iar dacă apar, urmează aceste penalități foarte clare. Da? Și de asemenea să ai, dacă totuși apar, să ai servicii care să fie oferite celor care sunt victime și celor care îi abuzează, fiindcă de foarte multe ori și cel care creează abuzul are nevoie de asistență și de intervenție psihologică și sau educațională.
Și ai nevoie de acești specialiști. Acum, iarăși, o altă idee pe care o spun de multe ori și așa lumea rămâne un pic mirată, unii sunt de acord cu mine, alții mai meditează. Serviciile psihoeducaționale nu sunt bine organizate în școală. În acest moment, după mine, este efectiv un haos. Adică noi avem, nu știu, consilieri școlari. Vedeți și numele când te uiți în lege, când te uiți în diverse acte, sunt nume diferite și ministrii folosesc termeni diferiți care nu există în lege, ci existau cândva. Da? Deci nu se face o diferență clară între consilierea pe care trebuie să o primească copiii, de exemplu, pe latură educațională și de orientare în carieră, și care implică o anumită pregătire și o deschidere mai mare spre mai multe meserii, nu? Adică, bun, poți să fii, nu știu, vin din zona socio-umană și cu un training adecvat poți să faci consiliere educațională, mai ales dacă ai parcurs și modulul de formare a profesorilor sau un masterat didactic în următorii ani, avem acest model acum, e clar că poți să-l faci. Dar consilierea psihologică pe, nu știu, ADHD, depresie, bullying și așa mai departe, este altceva. Aia ține de competența de psihologie. Dacă nu ești psiholog, n-ai cum să o faci eficient. Degeaba spunem noi că vom angaja consilieri școlari. Păi stai un pic, depinde ce problemă vrei să rezolvi. N-am cum, degeaba îl trimite un copil cu ADHD la un specialist foarte bun care a terminat sociologia și s-a format pe consiliere educațională, că nu are ce să facă psihologic. De asemenea, un psiholog care nu are și formare sau experiență educațională nu se pricepe totuși la consiliere educațională, de multe ori nici la consiliere în carieră. Deci lucrurile sunt confuze, ca să spun așa, și în școală. Și atunci, când apar astfel de probleme, nu știi la cine să-l trimiți și cum. Că, repet, bun, avem servicii de consiliere. Bun, și merge la consiliere. Poate vine și familia. Dar efectele sunt quasi nule dacă n-ai ajuns la un specialist care se pricepe la intervenție psihologică de acest tip. Aici nu este vorba de consiliere educațională, cât de cele mai multe ori consiliere psihologică. Ca să nu spun psihoterapie, dar nu ajungem acolo. Consiliere psihologică. Da, deci cam astea sunt câteva idei care, nu știu, îmi vin în minte și, de asemenea, nu uitați că școala se poate da peste cap, poate face lucrurile într-o manieră foarte ok, până la urmă trebuie ajuns cumva și la părinți. Părinții trebuie conștientizați. Mă vă spun așa, dintr-o experiență pe care am avut-o cu un astfel de caz, cu un astfel de pacient, de fapt a fost un client cu familia, cu tot, a venit mama înspăimântată că la școală cumva i s-a spus că copilul este oarecum așa abuzator. Și a spus, cine? Copilul meu? Dar cum? Dar nu se poate. Dar zic, doamnă, dar ce a făcut? Povestiți-mi un pic. Și era clar un fenomen de bullying. Dar mama nu vedea nicio problemă acolo. Spunea că copilul este și pur și simplu se joacă. S-au jucat numai. Bun, dar celălalt a fost umilit, a plâns, n-a mai vrut să meargă la școală. Deci cumva vedea că e problema celuilalt. Era problema victimei. Deci uneori părinții nu înțeleg ce înseamnă bullying-ul și n-au aceste valori anti-bullying. Așa că ori de câte ori este ocazia să facem și educație în zona de parenting, să nu ratăm ocazia să o facem. Da, părerea mea, acum am să spun și eu că dumneavoastră puteți fi de acord cu mine sau nu, e că toată bulibășeala asta și toată confuzia asta de roluri în privința oamenilor care ar trebui să intervină, vine cumva și dintr-un soi de convingere difuză că, și care cred eu că are rădăcini foarte vechi în educația românească, că în fond e suficient să vorbești un pic cu copilul ca el să înțeleagă problemele și atunci, și evident, să se și rezolve. Și atunci, evident, nu mai contează prea mult dacă îl trimiți la consilierul de carieră sau dacă îl trimiți la consilierul mai știu eu care sau dacă îl trimiți la un psihoterapeut. Cred că mulți colegi sunt în asentimentul meu că avem foarte multe probleme de ordin psihologic și după modesta mea părere și de ordin psihiatric la elevi. Sunt foarte multe povești care pe mine m-au înspăimântat de-a lungul anilor. Și o problemă este și faptul că elevii nu beneficiază decât într-o formă foarte restrânsă și meschină de ajutor financiar pentru psihoterapie sau pentru a urma un tratament psihiatric și așa mai departe. Întreabă. Aici, dacă îmi dați voie, Da, aș sigur.
Aș Sigur. spune că exact, asta este o problemă majoră. Guvernanții vor să rezolve multe probleme cu bani puțini și să plătească specialiști puțini. Nu, diferența este confuză, nu doar între consiliere educațională și consiliere psihologică. Vreau să vă spun că este o confuzie în ceea ce privește consilierea psihologică. Fiindcă lumea nu înțelege, nu mai ai ca pe vremuri, în anii 70-80, psihologul ca un om orchestră, care se pricepe să facă și consiliere educațională, se pricepe să facă și consiliere psihologică, și psihoterapie, ba dacă trebuie un pic și de diagnoză organizațională și consiliere în carieră și resursă umană. Așa cum nu ai medic, ci ai medic specialiști, nu știu, chirurgul nu se apucă să facă psihiatrie, psihiatru nu se apucă să-i facă nu știu ce medicină internă și psihologii deja sunt specializări foarte fine și nici nu vreau să mă gândesc că vom ajunge la nivelul ăsta în care să ne întrebăm, bun, pe psihologie, ce specializare vrei, adică ce probleme vrei să rezolvi. Deocamdată ne chinuim să facem diferența, repet, între consiliere educațională și psihologică și după aceea va trebui să ajungem la o altă etapă în care să spunem, păi dacă vrei să-l trateze pe copil că a avut tendință de suicid sau depresie sau anxietate de un anumit tip, nu orice psiholog poate face asta, dar trebuie să fie psiholog clinician sau psihoterapeut. Dacă un psiholog s-a pregătit în psihologie organizațională, ăla face altceva, nu tratează ADHD-ul. Poate discuta cu copilul, nu e o problemă, dar vorba dumneavoastră nu rezolvă nimic. E ca o vecină cu experiență bogată de viață, care stă de vorbă, te liniștește un pic, dar problema e tot acolo. Da. Întreabă unul dintre colegii mei, pune o întrebare interesantă și spune așa: care sunt, după părerea noastră, cauzele individualismului? Revin cumva un pic la cele discutate anterior. Cauzele individualismului exagerat a românilor. E o înstrăinare socială, ține de nostalgii federaliste. De ce avem până la urmă profilul ăsta psihosocial pe care l-ați Bun, dar eu tocmai asta descris? am spus. Poate m-am exprimat eu greșit. Eu am spus că nu suntem individualiști. Nu Da, suntem. așa am înțeles și eu, dar am Nu preluat cumva suntem. întrebarea. Noi suntem colectiviști. La noi grupurile, ca să înțelegem, încă suntem colectiviști. La noi grupurile sociale se formează în logica unei familii extinse. Altfel spus, construim un grup prin faptul că suntem noi și de-ai noștri și aceste grupuri sunt de obicei închise față de cei din afară, că ei nu sunt de-ai noștri, sunt solidare în interior, dar nu cu cei din afară. Alternativa de care vorbeam este să vină oameni care nu se cunosc între ei, care își dau seama că au valori comune, își dau seama că având valori comune pot constitui grupuri în forma unor comunități, iar aceste comunități sunt solidare și ele în interior, dar sunt foarte deschise spre cei din afară, față de străini. Nu se tem de străini, că oricine care are valorile grupului este binevenit în grup, chiar dacă nu este rudă, cunoștință sau prieten. Eu mereu spun că într-o societate colectivistă, sau o să ne dăm seama că trecem într-o societate a individului autonom când avem o problemă și nu mai punem următoarea întrebare. Cunoști pe cineva care mă poate ajuta? Că acela este simptomul unei societăți colectiviste. Într-o societate a individului autonom, întrebarea trebuie să fie alta când ai o problemă. Care e procedura ca să-mi rezolv asta? Adică ai încredere că există procedură, ai încredere că există instituții, chiar dacă nu cunoști pe nimeni. Deci noi avem încă un profil colectivist, este în schimbare, drept, cu noua generație, dar încă este un profil colectivist și îl vedeți și în școli, în spitale, la televiziunea națională. Eu mă uit așa, uneori zâmbesc când văd cum se laudă astfel de instituții și spun, noi suntem ca o familie. Pe mine totdeauna mă sperie lucrul ăsta. Când membrii unei instituții publice au această idee că sunt ca o familie, lucru e foarte periculos, fiindcă o familie are grijă de proprii membri. O instituție e făcută să-i ajute pe cei din afara instituției, adică să servească individul, cetățeanul. Ori dacă ajungem să fim ca o familie într-o instituție publică, aia nu e o instituție care funcționează bine. Asta nu înseamnă că nu putem fi prieteni, nu înseamnă că nu putem să ne respectăm, să socializăm unii cu alții. Dacă intri în logica unei familii, atunci s-ar putea ca interesul familiei să bată interesul instituției și interesul pentru care a fost făcută instituția. Și se întâmplă de foarte multe ori lucrul ăsta și, paradoxal, oamenii, unele instituții se și laudă cu asta.
Am văzut nu numai instituții, am văzut și un ministru la un moment dat și iarăși era ceva halucinant în urmă cu, nu cu mulți ani, cu 2 ani cred că, ca să înțelegeți că oamenii nu pricep lumea în care trăim. Cum ați putut să vă angajați fata chiar în subordinea dumneavoastră? Și el așa cu nonșalanță extraordinară, adică omul nici nu s-a gândit că e ceva rău. Spunea, bun, dar zice, care e problema? Nu-i datoria unui tată să aibă grijă de fica lui. No, asta este logica colectivistă. Am vrut să... Da, asta am vrut să spun, că în cazul instituțiilor românești, mă tem că nu e o metaforă asta cu suntem ca o familie, adică de multe ori... Am auzit-o spus-o de foarte multe ori în zone diferite, repet, în multe instituții publice, da? Și dacă vă uitați, poate și acum, după întâlnirea noastră, pe site-ul unora, s-ar putea să vedeți această idee promovată ca valoare sau ca viziune. Am înțeles. Mi se pare foarte interesant că, practic, la întrebarea noastră de profesori hămesiți așa să găsească soluții, ce putem face? Răspunsurile dumneavoastră au fost mai degrabă sistemice. Puteți să gândiți un sistem care să vă permită să rezolvați situația asta. Să aveți proceduri, să aveți o cultură organizațională. N-au fost cumva soluții de supraviețuire, așa cum este învățat dascălul român până la urmă, să aibă un portofoliu de soluții prin care să se descurce cumva în jungla sistemică. Și mă gândeam iarăși la ideea aceasta care mi se pare foarte interesantă. O societate necolectivistă sau individualistă ar trebui să aibă proceduri și mă gândeam că de multe ori chiar și omul care vrea să facă lucrurile în felul ăsta și vrea să identifice procedura și să o urmeze, este până la urmă silit să apeleze tot la soluții colectiviste pentru că acea procedură este nefuncțională sau pentru că este sufocată de, știu eu, doritori și așa mai departe. Cu alte cuvinte, e o idee care mi-e dragă și pe care am încercat cumva și eu să o susțin cât am putut eu în spațiu public, și anume că soluțiile nu sunt întotdeauna individuale, ci sunt și sistemice, ca să spunem așa. Domnule profesor, probabil vă așteptați, cum discuția noastră se întâmplă la numai 2 zile după publicarea raportului România Educată, probabil și a proiectului România Educată. Probabil că vă așteptați să mergem și în direcția aceea cu întrebările și iată că o să o fac. În proiectul respectiv e descris o lume care, cum să spun, e descrisă o lume care ar trebui să arate bine în decurs de câțiva ani. De exemplu, se vorbește de consilier de carieră, ar trebui să fie foarte mulți, un consilier de carieră la maxim 500 de elevi în sistem, după calculele mele ar trebui să avem un număr mare de asemenea consilieri, de psihologi școlari, de o întreagă armată de oameni care ar trebui să sprijine procesul educațional. Cât de realist vedeți ca fiind proiectul acesta? Cât încredere aveți că vom vedea într-adevăr lucrurile acestea? Bun. Lucrurile, eu le văd în felul următor. Eu am fost unul dintre criticii proiectului România Educată în primul an în care a apărut, fiindcă eu am văzut și cred că lucrurile trebuie făcute altfel. Eu cred în zone de expertiză, eu cred în abordări, cum se cheamă, top-down, de sus în jos. Adică chem experții să-ți analizeze ce modele educaționale există în Uniunea Europeană și vii cu cele 5-6 modele care există și pe ele le pui în dezbaterea oamenilor din sistem să vedem care ar potrivi la noi, cum îl mai nuanțăm, că nimeni nu spune că trebuie să-l iei exact cum o fi, nu știu, în Germania, în Finlanda sau te miri unde, în altă țară. Dar ai nevoie, eu aș fi mers pe o astfel de abordare din start, merge pe o abordare de jos în sus într-un sistem care merge prost. Am sigur, nu vreau să vă jignesc nici pe voi și nici pe mine, că suntem toți în sistemul educațional, dar noi am dus sistemul unde este. Nu spun noi ăștia de aici, sigur, noi sigur nu l-am dus, ne scoatem pe noi,
Dar cei ca noi au dus sistemul unde este și atunci să-i întreb pe ei cum ar vrea să fie și ce viziune au, mi se pare un pic așa, bun, mi se pare cel puțin ciudat. Și asta a fost abordarea de început. Însă trebuie să recunosc că pe parcurs și ca urmare a criticilor primite din mai multe zone, s-a aproximat destul de bine proiectul România Educată. Au fost după aceea grupuri de expertiză, experți care au discutat și au avut și abordarea top-down. Astfel că, în acest moment, prin nivelul de viziune, eu îl consider un proiect bun. Am văzut tot felul de critici, tot felul de comentarii. Unele justificate, altele vezi și supărări că n-au fost exact viziunea celui care critică prinsă în proiectul România Educată. Repet, nu uitați, este un proiect de viziune. Deci este un nivel foarte general și eu îl consider, repet, relativ ok. Am avut două probleme pe care nu le-am înțeles, am spus și public. N-am înțeles componenta aia cu bacalaureatul. În condițiile în care ne chinuim 4 ani să-i ducem pe 3 filiere diferite, cum naiba dăm la sfârșit un bacalaureat identic? Și până la urmă am înțeles nuanțele, că au lăsat o portiță, spus că bacalaureatul să fie standardizat. Standardizat nu neapărat pe conținut, ci pe, poate să fie pe dificultate, pe formă. Deci nu-i sigur că și subiectele vor fi toate la fel, dar este o problemă acolo. Și a doua situație, n-am înțeles acea competiție între examenul național și examenele date de fiecare liceu în parte, că și aia e foarte confuz, adică nu știi care e primul, de ce ăla e primul, cum îl afectează pe al doilea. Deci astea sunt lucruri pe care nu le-am considerat eu foarte clare, dar încolo viziunea mi s-a părut relativ ok. Vă spun unde apar problemele. Acum de la viziune trebuie să ne mutăm la strategii și trebuie să ne mutăm la ceea ce se cheamă tactică, operaționalizare. Ei, acolo contează foarte mult cum o să se operaționalizeze această viziune. Sigur că operaționalizarea în final o să o facă politicienii, că trebuie să apară legi, hotărâri de guvern, ordine de ministru. Și frica mea este, și eu am făcut o propunere publică, am făcut-o și președintelui, i-am spus că ok, acum este momentul de o comisie de monitorizare. Acea comisie însă să fie făcută din experți, numai din experți în științele educației. Și acei experți în științele educației să monitorizeze modul în care viziunea asta, că, repet, e o viziune generală din România Educată, se va implementa de către politicieni. Dacă nu avem acest nivel care să facă această monitorizare și acest nivel intermediar, vă dați seama ce o să implementeze politicienii? Adică nici nu vreau să mă gândesc. Și fiecare o să spună că asta vreau să spună proiectul România Educată. Adică, până la urmă, o să ne trezim cu astfel de lucruri. Deci acum e momentul să avem această comisie de experți în științele educației, fiindcă am și văzut ideea asta că la științele educației se pot fi abordate din diverse discipline, pot fi, dar este un domeniu care se numește științele educației și sunt niște specialiști în domeniu. Nu oricine poate să vină să-și dea cu părerea. E bine să ascultăm părerea părinților, foarte bine, dar părinții fac ipoteze. Părinții nu sunt specialiști în științele educației. După ce asculți ce spune părintele, asculți ce spun copiii, asculți alți stakeholders, până la urmă deciziile de final și propunerile trebuie să vină din partea științelor educației și implementate de către politicieni. Altfel, înseamnă că avem o abordare, iarăși mă întorc în logica colectivistă, în zona celor care concentrează puterea. Că ați văzut, asta se exprimă în diverse domenii. În spitale, noi nu avem o medicină bazată pe dovezi, noi nu avem evidence-based medicine, fiindcă protocolul clinic este șeful de clinică. Nu are nevoie de protocoale validate prin studii clinice. În școli, procedura este reprezentată de cei care au puterea în școală. Nu au nevoie de proceduri. Eu sunt procedura, da? Adică eu care am puterea în școală. Și este un lucru foarte periculos. Deci, scurt spus, ca să închei povestea, mi se pare un proiect rezonabil. Am și eu câteva neclarități chiar la zona de arhitectură și de viziune, dar cred că pot fi corectate în zona de implementare dacă o să avem acea comisie formată din specialiști în științele educației care să monitorizeze implementarea. Altfel va fi un haos. Citind același paragraf, vă spun eu că partide diferite o să înțeleagă implementări diferite. Mă gândesc că printre atribuțiile acestei comisii ar trebui să fie și
un soi de pushing așa permanent către clasa politică de a face pași în direcția asta, pentru că s-au mai văzut amânări fără termen ale unor lucruri. Inclusiv în momentul ăsta există în legea educației lucruri care nu s-au aplicat niciodată. Portofoliul educațional e în legea educației și așa mai departe. Comisia respectivă ar trebui să fie, cum am spus, monitorul implementării între program și politicieni și vocea către public, ca să țină mereu informată societatea cum evoluează implementarea, ca să fie și o presiune din partea societății asupra politicienilor. Deci eu nu sunt atât de critic, am fost un critic la început, acum nici eu nu pot să spun că proiectul este extraordinar și că e bun și că o să fie extraordinar, dar este un proiect rezonabil pentru condițiile din România în care, repet, toată lumea se pricepe la educație. Și fiecare spune cum, de la ONG-uri, nu mai vorbesc de specialiști în științele educației și profesori, nu știu, ONG-uri, politicieni, foști, elevi, prin simplu fapt că ai fost elev și ai ajuns într-o poziție de putere în politică, ai ajuns să ai păreri despre cum trebuia reorganiza liceul, că ție nu ți-o plăcut nu știu ce în momentul ăla. Și că poți să te răzbuni în sfârșit pe profesor, da, da. Dacă ai ajuns în poziția respectivă. Bun, v-aș întreba următorul lucru. E o întrebare, nu știu, la limita dintre, poate, dintre psihologie și filozofie. E suficient? Haideți să presupunem că se vor corecta micile incoerențe, micile sau mai marile incoerențe ale proiectului România Educată. Haideți să presupunem că reușim să formăm și comisiile de monitorizare și că facem și pasul legislativ. După părerea mea și nu doar a mea, e necesară și o componentă de transformare a mentalităților din educație, până la urmă și până la urmă. Credeți că e suficientă implementarea acestor noi elemente de arhitectură sistemică pentru ca și mentalitățile să urmeze modelul ăsta sau e nevoie să se intervină în alte feluri? Pentru că, iată, colectivismul e doar una dintre problemele pe care dumneavoastră le-ați enunțat, dar sunt multe altele. De exemplu, eu nu pot să nu remarc un soi de cinism așa difuz la nivel sistemic și un soi de convingere a oamenilor că, de fapt, lucrurile nu se pot schimba în mod fundamental sau că nici nu e de dorit să se schimbe. Ați cunoașteți probabil sondajul care arată că profesorii din România sunt printre oamenii cu cea mai bună părere despre performanțele lor profesionale. Cum vedeți chestiunea aceasta schimbării mentalității lor? Da, aș mai adăuga pe lângă ceea ce ați spus cu colectivismul, vă mai spun câteva pe care o să le regăsiți, o să recunoaște sistemele în care lucrăm. Colectivism, concentrarea puterii, adică puțini conduc mulți. 3. Frica de schimbare și incertitudine, deci altfel spus, incertitudinea o vedem mai degrabă ca pericol, nu o vedem ca oportunitate. Sunt țări care atunci când se confruntă cu incertitudini și sunt incertitudini și individuale și de sistem în viață, unii aleg să vadă incertitudinea ca oportunitate și încearcă să construiască ceva, alții o văd ca un pericol și devin defensiv și blochează lucrurile. Și încă un lucru, controlul comportamentului dominant prin pedepse. Vânăm greșeli și dăm pedepse, nu atât prin recompense. Cam astea sunt probleme majore de arhitectură psihoculturală care colorează toate sistemele, educația, sănătatea și așa mai departe. A spus că, ok, va schimba ceva educația. Eu cred că da, fiindcă eu sunt de următoarea părere. Reforma primă pe care trebuie să o facem este în educație. Acum știu că, iarăși, poate nu să vă placă foarte mult, dar în educație în general, dar mai specific, eu cred că în învățământul superior. Și nu fiindcă eu fac parte din învățământul superior, vă spun de ce. În învățământul superior noi formăm specialiști. Adică noi formăm, nu știu, economiști, ingineri, medici, așa mai departe. Dacă noi îi formăm prost și funcționari care ajung în ministere și așa mai departe. Dacă noi îi formăm prost și ei ajung în pozițiile de influență socială, lucrurile nu pot funcționa decât prost. Indiferent ce strategii bune sau deștepte facem noi cu Banca Mondială și cu Comisia Europeană, cine să le implementeze?
Deci nu vreau să vă dau exemple de merge să vedeți prin instituțiile publice ce absolvenți, de unde vin și cu ce note au terminat. Este înspăimântător. Doi, tot noi formăm, nu? Împreună, adică noi suntem cei care formăm profesorii care ajung în preuniversitar. Unele universități formează bine, dar sunt și universități care nu-i formează bine pe profesorii care ajung în preuniversitar. Și atunci ne educă prost copii. Și condamnăm, iată, și prezentul și condamnăm și viitorul. Când spun lucrul ăsta în campania electorală, de obicei politicienii sunt de acord cu mine. Ba mai unii mai pun și în programul guvernamental. După ce câștigă, ajung să-mi spună că educația este o prioritate, dar este una între alte 15. Vă dați seama când este o prioritate între alte 15, nu mai prioritate. Deci de la prioritatea zero, de la elementul central care schimbă după aceea celelalte lucruri, n-ai cum să o pui între altele. Iar România educată are acest merit. Iarăși, indiferent de limite, a readus educația ca discuție în spațiu public. N-am fi vorbit despre ea dacă nu era proiectul România Educată. Și vă spun că n-am fi obținut atâția bani nici din buget, nici din PNRR, dacă nu era proiectul România Educată. Deci aici este meritul acestui proiect. Acum, m-ați întrebat despre modul în care se va implementa. Repet, modul în care se va implementa depinde de, eu cred, în momentul ăsta, de acele grupuri de experți care să aibă curajul să iasă public, să fie cunoscuți, să mai încaseze și critici și jurături, că asta este, dar care să aibă în spate background-ul specializării în științele educației și ei sunt cei care vor asigura oarecum implementarea bună a acestui proiect, inclusiv în detalii și detaliile o să schimbe mentalități. Uite, haideți să vă dau un exemplu. Nu spun că peste tot, dar încă în foarte multe segmente educaționale, atât în preuniversitar, dar atenție, și în universitar, adică nu mai facem diferență aici. Stilul educațional încă este ghidat de ideea că profesorul este o autoritate prin volumul de cunoștințe pe care îl are. Adică mulți profesori consideră că diferența între ei și elevi sau diferența între ei și studenți este în primul rând în funcție de cunoștințe. Eu știu mai multe despre asta decât cei din fața mea. Și dacă ai această imagine că tu știi mai mult, ești tentat automat să gândești în această logică, stai jos, ia notițe și scrie când eu vorbesc. Da? În diverse forme. Și atunci ne trezim că începem să transferăm cunoștințe. Lucruri complicate într-o lume în care, în timp ce tu vorbești, elevul sau studentul îți verifică definiția sau ce ai spus direct pe telefonul mobil. Și într-o lume în care, eu țin minte, când mă interesa o carte și mergeam la biblioteca județeană sau municipală din satul mare și mă interesa o chestie de, nu știu, de geografie sau o chestie de istorie și ceream cartea și nu era acolo. Așteptam 2 săptămâni ca să aflu răspunsul la problema care mă măcina. Acum o găsesc în termen de câteva secunde. Și foarte mulți dintre noi nu ne-am adaptat la stilul ăsta și ne și deranjează când vedem că autoritatea noastră în ideea de volum de cunoștință este pusă sub semnul întrebării. Este și va fi tot mai mult pusă sub semnul. Prin faptul că accesul la cunoaștere s-a democratizat, elevii și studenții au interese particulare. Eu, de exemplu, predau psihologie clinică, vreo 500 și ceva de diagnostice. Vă spun sincer, că în anumite categorii de tulburări psihice, unii studenți știu mai mult decât mine, că au în familie pe cineva care a avut tulburarea respectivă, sau cineva drag, cineva cunoscut și s-au apucat să citească. Eu n-am cum să fiu la zi cu tot ce se întâmplă în 500 de tulburări psihice. Și atunci, în anumite categorii, studentul mă poate depăși, știe ultimele articole, ultimele tratamente, pe care eu poate nu le știu. Numai că autoritatea mea este definită altfel, sau ar trebui să ne o definim altfel. Autoritatea noastră este definită prin faptul că noi suntem modele de învățare, nu? Noi încercăm să mediem învățarea, să le arătăm cum să se raporteze la cunoașterea care e acolo și pe care dacă nu înveți cum să te raportezi la ea, nu o să o asimilezi într-o manieră adecvată. Deci, practic, le mediem acest proces de învățare, îi ghidăm unde să caute cunoașterea, să facă diferența între știință, pseudoștiință, între cunoaștere și pseudocunoaștere, fake news și așa mai departe. Dar, în același timp, ne păstrăm o zonă de specialitate unde suntem cei mai buni și în termen de volum de cunoștință. Dar nu în tot. Da?
nu știu, din alea 500 de diagnostice, astea 3 unde eu fac cercetări și public, niciun student nu poate să fie mai bun decât mine, în termen de volum de cunoștință. În altele s-ar putea să fie, dar nu știe să se raporteze la informație ca mine, nu știe asimila critic, nu știe să combine lucrurile între cunoștințe declarative, procedurale, valori și așa mai departe. Mă vedeți, cred că aceste lucruri, dacă încercăm să le implementăm acum în preuniversitar și universitar, se întâmplă mai greu. Dar cu ocazia proiectului România Educată, când mai lucrăm la curriculum, când mai lucrăm la, nu știu, programele de formare pentru profesori și așa mai departe, putem treptat să ducem astfel de idei și astfel de practici. Nu neapărat prin lege, astea merg probabil ordin de ministru sau alte lucruri, hotărâri de guvern, nu uitați că ai totdeauna legislația mai detaliată. Deci e clar că pornești cu viziune, dar dacă știi să operaționalizezi această viziune, ea poate duce la schimbări de practici, la schimbări de mentalități. Dacă operaționalizezi bine, asta a fost una dintre problemele și legii educației din 2011. Multe lucruri bune care n-au mai fost urmate de hotărâri de guvern și ordine de ministru care să operaționalizeze ideile bune de acolo. Și cum a spus foarte bine, au rămas scrise și implementate. Știu, ai avut să faci ceva cu Safe Driving Mode, adică ca și când conduci, dar nu știu cum conduci. Ai avut să faci Doamna ceva. Ciurescu, vă rog mult să închideți microfonul. Uite, de exemplu, ca să înțelegeți cum încercăm noi să, sigur, la nivel de universitate, dar se poate generaliza că e tot un element educațional. Vă dați seama cine s-ar fi așteptat, sau hai să spun altfel, dacă n-ar fi fost pandemie. Și eu am devenit rectorul universității în martie 2020. Dacă nu era pandemie și mergeam în fața colegilor mei și le-aș fi spus că de săptămâna viitoare trecem cu toții la învățământ online, mi s-ar fi spus că nu se poate. Sau mi s-ar fi spus că am înnebunit. Și efectiv nu puteam să o fac. Deci ori m-ar fi schimbat după ce m-au votat, da? Cred că găseau vreo formulă să nu. Ar fi spus că așa ceva nu se poate. Cum adică o universitate de tradiție cu 440 de ani de tradiție să treacă așa învățământ online? Nu se poate. În contextul pandemiei s-a putut. Vă spun că în prima parte, în primăvară-vară, destul de prost am făcut lucrurile. Adică foarte mulți colegi de-ai mei n-au făcut altceva decât să-și pornească camera și să vorbească la cameră ca și cum ar fi în fața sălii de clasă. Păi nu așa se face învățământul online. Că dacă stau și vorbesc ca și cum aș fi în fața clasei, normal că pierde studenții și elevii, închid camera, n-ascultă și așa mai departe. Bun, totuși am făcut-o. Dacă tot ați pomenit asta, cam cum recomandați să se Păi ajung la asta. Totuși am făcut-o și eu mereu le-am spus studenților că am făcut-o nu de dragul profesorilor, că noi am fi putut să le dăm alte activități în perioada asta și să-și ia salariul, că n-a fost o problemă că nu o să-și ia profesorii salariul. Ba da, găseam alte activități de cercetare sau alte activități de, nu știu, de pregătire a cursurilor pe următorul semestru și am făcut-o de dragul lor să nu le afectăm parcursul de viață. Imaginați-vă cum ar fi fost ca să oprești pur și simplu anul universitar. Și atunci l-ar fi reluat peste, uite, peste un an și le dădeai peste cap parcursul de viață. Peste vară, ce am făcut, profesorii de la Universitatea Babeș-Bolyai au intrat într-un program de pregătire într-o nouă pedagogie universitară. Domnule, nu mai, deci le spui din aici, vă dau sigur, e mai complicat. Dacă sunteți curioși, îl găsiți pe site-ul Universității Babeș-Bolyai, dar vă dau câteva exemple. Le spuneam, toți studenții să știe dinainte, evident, ce temă se discută la cursul de săptămâna viitoare. Să fie două, trei materiale pregătite care surprind aspectele esențiale din acel curs, accesibile public prin link-uri sau le dai atașament dacă nu sunt prin link-uri. Ei trebuie să citească acele lucruri. Când mergi în fața lor, nu vorbești mai mult întâi de 15, 20, 30 de minute, ca să vadă cum te raportezi tu la materialele pe care le-ai dat, în ideea că profesorul este un mediator, este un model de învățare. Și după aceea nu face altceva decât să problematizezi cu ei acele materiale. Dacă trebuie ad hoc și sunt întrebări, căutați prin link-uri, că doar ești pe internet conectat, informațiile necesare și nu te-a pus să vorbești o oră și jumătate tu și după aceea te miri că ei stau cu camerele închise. Deci iată câteva exemple de schimbare de pedagogie universitară și de asemenea, sigur, ne-am îmbunătățit tehnologia. Am trecut pe sistemul Teams, alții foloseau Zoom, inițial erau mai mult prin e-mail sau sisteme de astea care picau foarte repede.
Și din toamna anului 2020, eu sunt destul de mulțumit. Acum, sigur, nu vorbesc de zonele vocaționale sau de zonele de științe inginerești, unde clar că e foarte greu să înlocuiești interacțiunea și sistemul clasic cu învățământul online. Dar în anumite zone, calitatea poate să fie comparabilă cu învățământul clasic, dacă știi să o faci adecvat. Iar acum, mergem mai departe. Din toamnă, poate ați văzut și anunțul în spațiu public, mergem dincolo de online, venim cu utilizarea realității virtuale în sistemul de predare, în sistemul de educație. Uite, de exemplu, noi când predăm o serie de cunoștințe declarative, nu știu, Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei sau alte cunoștințe declarative despre fapte, da? Le predăm, numai că ele nu sunt foarte ancorate în contextul ecologic și în același timp, și fiindcă nu sunt ancorate în contextul ecologic, elevii sau studenții le uită foarte repede și nu știu să le aplice în contextul, în contextul vieții. Dacă însă l-ai învățat despre nu știu ce statui din Panteon, în timp ce este imersat 3D în Panteon și le vede și le poate examina, le poate întoarce, le poate separa, le poate pune înapoi, da? Automat noi știm din psihologie că dacă înveți în condiții ecologice, vei generaliza acele cunoștințe în condițiile ecologice și rămân mai mult timp în mintea ta, nu uiți atât de ușor. De asemenea, cunoștințele procedurale. Noi putem să le învățăm declarativ cum să conducă mașina, îți spune foarte bine și la un test grilă care spașii și așa mai departe, dacă îl pune în mașină să o conducă, nu o să știe să o conducă. Dar dacă în realitate virtuală transform cunoștințele declarative prin exerciții într-o serie de proceduri, automat învață și cunoștințe procedurale. Deci iată, fără mari schimbări, nici nu e implementată România educată încă în contextul legii de acum, dacă vrei cu adevărat să faci unele schimbări, eu zic că sunt destul de flexibile reglementările să-ți permită să le faci. Toată chestia este să ai curajul și sigur, cum am spus foarte bine, să ai suportul, că trebuie să fie o schimbare de sistem. Asta nu fac la un curs de-al meu, asta se face pe toată universitatea. Deci când vorbesc de sistem, nu mă refer la tot sistemul educațional, dar trebuie să fie un sistem, adică o școală sau un număr de clase măcar. Nu vorbesc de toate școlile din Galați sau toate școlile din Cluj sau din București, da? Trebuie să fie un sistem de un anumit tip ca să produce astfel de schimbări. Deci eu sunt optimist că dacă implementăm bine România educată, el vine cu schimbări și de acest gen la nivel micro, fără să ți le propui din start că ok, să le scriem acolo în lege. Până la urmă, asta depinde și de viziunea managerului din anumite zone. Legea e suficient de flexibilă să poți... De aceea ne diferențiem între noi. De aceea suntem unele școli mai altfel decât altele, unele universități mai diferite decât altfel. Altfel ar suntem toți, ce suntem? Campusuri ale Ministerului Educației, nu? Dacă nu încercăm să fim creativi în cadrul legislației pe care o avem. Mă gândesc așa, sigur, ce spun eu acum se bazează mai degrabă pe impresii personale decât pe cercetări, însă mă gândesc că poate va fi nevoie pentru a reuși în ceea ce ne propunem și în ce își propune proiectul ăsta, care și după părerea mea are lucruri bune. Până la urmă, un lucru pozitiv e și faptul că adună într-un singur loc foarte multe dintre temele care au tot fost discutate în ultimii ani, că spune pe nume unor probleme care au fost semnalate de rapoartele OECD și de toate analizele de sistem care au fost făcute. Însă mă gândesc că va conta foarte mult ca încetul cu încetul în sistemul de învățământ preuniversitar să ajungă să domine un tip psihologic, haideți să folosesc termenul ăsta jungian, un tip psihologic care acum e mai degrabă marginal sau rar, cel al profesorului, hai să zicem, curajos, dispus să riște, dispus să vadă, exact cum spuneți, în incertitudine o oportunitate, care știe că se poate opune până la urmă abuzurilor și samavolniciei prin faptul că există lege și proceduri, și doresc din suflet să împărtășesc optimismul dumneavoastră că aceste mutații de mentalitate sunt posibile, fie și prin simpla implementare la firul ierbii a tipului ăsta de proiect. Cum vedeți o temă recurentă,
care apare foarte des în discuțiile pe care le avem noi, profesorii, între noi, este această teamă aproape patologică, aș spune, a profesorului român de a greși în fața elevului și de a admite că e failibil, că poate greși. Ați vorbit mai devreme de faptul că e riscant și până la urmă contraproductiv să-ți bazezi autoritatea pe ceea ce știi într-o epocă în care trebuie să te măsori până la urmă cu inteligența artificială a Google-ului și așa mai departe. Care este recomandarea sau sfatul psihologului în privința asta? Cum să depășim până la urmă teama asta structurală de a greși în fața elevului, de a fi, știu eu, prinși cu greșeala, care duce și la tendința de a sancționa la elev orice greșeală într-un mod radical uneori. Bun, eu cred că sunt mai multe strategii. Cred că una menționat-o la început, altfel spus, din start să fie clar că filozofia ta educațională este că autoritatea îți este definită de expertiza ta în procesul de învățare, nu de faptul că tu știi mai mult sau ne luăm la concurs cine știe mai mult, dar îți păstrezi și privind volumul de informații o zonă de expertiză în care trebuie să știi mai mult. Nu? Adică aia înseamnă practic, sigur, aia arată interesul și arată hobby-ul, dacă vrei, și interesul și dedicația ta pentru domeniul respectiv. Altfel, bun, eu fac psihologie clinică, dar domeniul meu de interes este pe tulbură de tip depresiv și de anxietate. Le știu și pe celelalte, dar aici excelez. Da? Și să recunoaștem lucrul ăsta și să arătăm în actul educațional. Nu logica, stai jos și scrie. Nu. Dă-i dinainte tema pe care o să o discuți, pune-l să citească, dacă tot vrea să participe și are păreri. Să se pregătească, când vine la, îl puneți să-l întrebați, ok, cât au citit, ce au înțeles și așa mai departe, au rămas surprins. Am încercat tehnica asta în urmă cu câțiva ani și am dat-o la studenți și am 150 într-o sală și am spus, cât ați citit și v-ați pregătit pentru astăzi? 3 ridicau mâna sus. Deci vă dați seama că și studentul are această filozofie sau elevul are încă această filozofie să stea să ia notițe că profesorul e cel care știe și transferă cunoașterea. Repet, sigur că știm, sigur că avem experiență. Trebuie să comunicăm că noi nu suntem într-o competiție cu elevii și cu studenții pe cine știe mai mult, ci pe ce înseamnă procesul de învățare și cum se realizează adecvat învățarea. De multe ori eu te învăț să înveți, nu neapărat îți transfer nu știu câte cunoștințe pe care le poți găsi poate mult mai detaliat în alte zone, în spațiul internetului. Și de asemenea, cred că e foarte important, așa ca filozofie, știți, la noi se și bat mai multe modele de ce înseamnă educația și ce înseamnă profesorul. În mod normal, dacă ne gândim la literatura de specialitate, noi, vedeți, nu prea discutăm în zona educației de ceea ce se cheamă evidence-based education. Așa cum avem evidence-based medicine, așa cum avem evidence-based psychology, evidence-based psychotherapy. Probabil cei care ați fost curioși și ați citit și literatură mai de specialitate, ați văzut că deja conceptul de evidence-based pătrunde în educație. Problema care este? Că nu-l înțelegem bine. Noi încă mergem pe ideea și am văzut că mulți îl promovează foarte puternic, ideea practicianului reflexiv și a experienței pe care o are profesorul. Bun, nu este un lucru rău. O să comentez mai la sfârșit. Experiența e foarte bună. Numai că uneori experiența, vorbind cinstit, nu înseamnă decât trecerea timpului și nu achiziția de expertiză. Deci, altfel spus, nu atât experiența, cât expertiza ar fi fundamentală. Practica asta de tip evidence-based, de fapt, noi trebuie să ne raportăm totdeauna la trei componente. Sau o practică de tip evidence-based înseamnă trei componente. Unu, că ești foarte atent la interesele, nevoile și particularitățile celor din fața ta. Adică te uiți ce clasă ai, ce profil de copii, din ce medii vin și așa mai departe, că nu poți să faci cu toți la fel. Deci ești sensibil la nevoile, interesele și profilul pe care l-au cei din fața ta. 2.
trebuie să știi și să fii la curent cu ceea ce se cheamă evidence-based practices, adică cu ghiduri de tehnici educaționale pentru diverse contexte, pentru diverse situații. Și acele ghiduri nu le preiei pur și simplu cum au fost ele testate sau descoperite nu știu ce studiu, ci le filtrezi prin experiența și prin practica ta. Și atunci, din această interacțiune, ce ne spune știința că funcționează în diverse contexte ca practici educaționale? Filtrate prin experiența mea ca să le pot adapta celor din fața mea, rezultă o practică validată științific. Problema acum care este? Că nu prea avem ghiduri. Dacă vă întreb câte ghiduri, acum în medicină le avem, în psihologie le avem, în psihoterapie. În educație încă nu le avem foarte clare și nici nu ne înghesuim să le avem, fiindcă, repet, dacă pui ghidul în față, automat autoritatea, cum este înțeleasă în momentul ăsta, celui care concentrează puterea, scade, că, la urmă, ghidul spune ce trebuie făcut și cum. Și atunci, nu avem această abordare. Noi mergem pe ideea aia încă de a șefului care concentrează puterea și care știe cam ce practici educaționale ar trebui făcute. Mai vine și un ONG și mai vine cu modelul super finlandez de nu știu care că e cel mai bun. Altul vine, eu am finlandez 2 de nu știu când că ăsta e cel mai bun. Și până la urmă le promovăm cum promovăm pasta de dinți la televizor. Nu le promovăm pe ideea, dar studii avem, dar ceva cercetări, date avem, care arată că, într-adevăr, modelul ăsta pe care încerc să-l promovez funcționează mai bine decât sistemul clasic. Și atunci e vocea celui care strigă cel mai tare și care are cea mai mare influență. Și acum, eu vă spun, am acceptat în urmă, n-am avut încă vreme, fiindcă a fost proiectul ăsta cu România Educată, care știam că se va exprima public și n-am vrut să leg cele două lucruri. În urmă cu câteva luni am preluat președinția Consiliului Științific. Este acea unitate, dacă știți, din cadrul Ministerului Educației, fostul Institut de Științele Educației, acum se cheamă Unitatea de Cercetare în Educație și are eu sunt președintele Consiliului Științific. Acolo sunt colegii care lucrează și care fac cercetări, dar le-am spus ca mesaj general acest lucru. Dacă vreți să schimbați ceva, voi trebuie să veniți cu un alt mesaj în spațiul educațional. E timpul a ceea ce se cheamă evidence-based educational practices. Altfel o să tăbărască peste noi de la politicieni și temirci, deci oricine care are un interes în sistemul educațional, fără însă să aibă și expertiză, o să aibă o forță foarte mare. Dacă noi venim și aducem această idee de evidence-based educational practices, automat le aducem în zona de specialitate. Repet, trebuie să fii atenți, să fim atenți la ce spun stakeholders și politicieni și așa mai departe, și copiii. Deciziile în final trebuie filtrate de zona de specialitate. Altfel, repet, suntem niște decidenți ca niște vecine cu experiență bogată de viață sau vecini cu experiență bogată de viață, să nu fac diferență de gen. Ok. Mă gândesc însă că poate n-ar fi rău, ar fi poate chiar de dorit ca toată cercetarea aceasta care se întâmplă în mediul universitar să ajungă cumva să ajungă cumva mai ușor la profesorii din mediul universitar. Mesajul meu n-a fost pentru mediul universitar. Mesajul meu a fost că aceste cercetări se fac, sigur, și de mediul universitar, dar și de mediul preuniversitar și în colaborare cu mediul preuniversitar. Deci eu asta nu o văd ca o parte care ține de universitate. Noi facem cercetări. La urmă, lucrurile se întâmplă în sistemul pe care le prezentați dumneavoastră. Deci eu n-am făcut diferența asta între cele două. Iar în Consiliul Științific sunt oameni care sunt din universități și care sunt din mediul din preuniversitar. Și cercetările nu sunt gândite să fie într-o zonă de asta de doctorate și de post-universitar și așa mai departe. Și cercetările, să știți că în prima fază nici măcar n-ar trebui să fie niște cercetări care să fie tipice pentru noi. Eu le-am și spus că primele teme ar trebui să fie acestea. Un review, adică o analiză a literaturii de specialitate pentru a identifica ghidurile care deja există și cercetările și practicile care deja există în lume, să facem o sinteză a lor pe care să le punem într-un ghid. Și după aceea, când facem training-uri și așa mai departe, să mergem cu acele tehnici, nu să mergem cu să promovăm chestii de numerologie și de astrologie și de alt lucru de hocus-pocus, înțelegeți? Dar dacă nu ai ghidurile și practicile de tip evidence-based, te bazezi pe ce ai la îndemână, ceea ce nu este ok, fiindcă literatura internațională deja există astfel de lucruri.
Mă gândesc că n-ar... Cum să facem și cercetări în țară, dacă trebuie, și da, găsim și alte lucruri mai specifice pentru noi. Da, și mă gândesc că n-ar fi poate foarte greu de făcut o platformă până la urmă, cu niște motoare de căutare, unde până la urmă profesorul interesat să, da, să introducă un anumit subiect și să caute cercetare relevantă în domeniul ăla. Mă gândesc la faptul că, mă rog, e destul de greu în momentul ăsta să accesezi cercetarea relevantă. Sigur, există cărți, cum e Învățarea vizibilă a lui John Hattie, există efortul ăsta pe care, iată, în România nu prea îl face nimeni, de a aduna și în cărți pentru publicul larg, până la urmă, cercetările relevante. Da, când am vorbit de sumarizarea cercetărilor, nici măcar nu m-am gândit la sumarizarea articolelor de specialitate cum sunt publicate. Ele trebuie filtrate, de exemplu. Hai să vă spun cum facem în psihologie, în zona mea mai clinică puțin. Când ne întrebăm ce tratamente funcționează pentru depresie, ne uităm care sunt studiile clinice controlate, care compară, nu știu, diverse tratamente psihologice și sau tratamente medicamentoase, și până la urmă vezi care sunt mai eficiente în comparație cu placebo și cu nimic. Și alea sunt tratamentele care după aceea sunt promovate în ghiduri. Dar în ghid nu apare articolul, studiu clinic, descriere statistică cu eșantioane. Acolo îți apare protocolul acesta, funcționează pentru depresie, susținut prin acest articol. Dacă vrei să-l citești, îl citești, dacă nu, nu. Da? Și după aceea este detaliat protocolul. Și dacă vrei să faci formare și să-l înveți mai bine, poți să participi la unele, nu știu, cursuri, workshop-uri, programe de formare și așa mai departe. Deci cam așa trebuie. Și așa funcționează și în medicină. Ai procedurile pentru diverse condiții clinice. Așa ar trebui pentru anumite situații educaționale să fie deja și în zona educației. Da. Se poate. Eu sper ca, repet, să se dea semnalul ăsta. Le-am spus că după mine asta ar fi mesajul. Schimbare de paradigmă spre ceea ce se cheamă evidence-based education. Altfel, repet, educația și politicile o să fie făcute de alții care nu sunt specialiști, care nu sunt ca noi din domeniu și au influență la momentul X. Da, devine o chestiune de... De forță. De... care strigă cel mai tare, ca să sunteți asemenea filozofia, să ne referim la un filozof, la Paul Feyerabend, da? Vocea celui care strigă cel mai tare. Da, mulțumesc pentru referința la Feyerabend. Acum, să vă pun, domnule David, o întrebare care mărturisesc mai degrabă o curiozitate personală. Văd și la dumneavoastră aceeași pledoarie puternică și pasionată, așa o simt eu, pentru educația asta bazată pe dovezi și pe primirea științelor educației până la urmă în câmpul practicii, lucru care bănuiesc că este și rostul lor profund. Am văzut aceeași poziție la colegul nostru de la Cluj, Dacian Dolean, care a avut o poziție mai degrabă critică la adresa României Educate, reproșându-i printre altele și faptul că nu este evidence-based, ci este mai degrabă un document care a rezultat așa, dintr-un soi de, hai să spunem, ciocnirea opiniilor. Dincolo de faptul că da, astăzi există știința ale educației, nu putem face totuși abstracție că există o întreagă istorie a pedagogiei care este mai degrabă filozofică și culturală decât științifică. Vorbim de evidence-based education numai în ultimii 50-70 de ani, hai 100 să spunem. Credeți că educația poate fi 100% știință sau că există și o zonă de, nu știu, de phronesis, există o zonă de artă, de înțelepciune practică în educație care nu poate fi în fond cuantificată științific? Cum vedeți? Bun, acum, fiindcă asta n-a filozofia, hai să ne amintim. La Cluj chiar, la Cluj. Hai să ne amintim că totul era filozofie. Adică fizica era partea filozofiei, nu? Deci totul era filozofie. Până la urmă, evoluția civilizației a mers în această idee că din corpusul mare al filozofiei s-au separat științele care au început să aibă o practică mai experimentală, o practică mai de tip evidence-based și asta a dus la evoluția științelor. Și filozofia s-a redefinit de-a lungul timpului, însemnând astăzi altceva decât era în Evul Mediu, de exemplu, sau în, chiar în vremurile de dinainte.
Deci e clar că există o știință, există științele educației care sunt altceva decât filozofie. Dar asta nu înseamnă că o temă nu poate să fie abordată interdisciplinar. Asta nu înseamnă că, uite, dacă eu mă ocup, de exemplu, de conștiință, eu mă ocup ca psiholog de conștiință, dar se poate ocupa și medicul neurolog și o poate aborda și un filozof care face filozofia minții. Asta înseamnă o abordare interdisciplinară. Dar asta nu înseamnă că nu este o temă centrală a unei științe care contribuie mai mult, dar nu este tema centrală a neurologiei, dar este tema centrală a psihologiei. Deci cam așa văd lucrurile. Eu cred și eu, adică cred. Nu suntem în ideea de a spune ce credem, și cum stau lucrurile în domeniu, sunt științele educației, care sunt științe, sau ar trebui să fie științe empirice, dar asta nu înseamnă că o temă nu are loc și pentru alte abordări, dar nu pot să aibă aceeași forță ca știința care este dedicată acelor lucruri. Așa s-a dezvoltat societatea noastră și așa s-au rupt din filozofia veche științele astăzi. În același timp, ați văzut că știința nu este ghidată și n-am spus, când am vorbit de practica de tip evidence-based, eu nu m-am oprit la ghiduri, dacă ați fost atent, ați fost foarte clar, înseamnă ghiduri, înseamnă ceea ce am definit ca experiență, ca analiză autoreflexivă, dacă vreți, aici putem pune practicianul reflexiv, care gândește asupra propriei practici, încearcă să înțeleagă ceea ce se întâmplă. Cum ar merge ghidul ăsta validat științific la copiii din fața mea care vin din medii dezavantajate, de exemplu? E ușor, ghidul a fost testat într-un alt context. Cum îl mediez aici? Deci e clar că abordarea de tip evidence-based nu este una robotizată, una care să nu ia în calcul și ideea că sunt anumite zone care încă nu sunt cuantificabile sau încă nu sunt cuantificate. Deci, sincer, cam așa văd lucrurile și altfel lucrurile sunt foarte periculoase, înțelegeți? Deci dacă ne întoarcem și nu recunoaștem rolul științelor educației în educație, despre ce naiba vorbim atunci? Este ca și cum n-ai recunoaște rolul cercetărilor biomedicale în medicină. Că spune, păi stai, că de medicină de sute de ani se ocupă și bătrâna din satul nu știu care, are niște ierburi tămăduitoare extraordinare. N-am recunoaște rolul ingineriei genetice, că bunicii, străbunicii mei făceau încrucișări de, știu eu, plante și animale și așa mai departe. Da. Sunt că ne apropiem iarăși periculos de subiectul numerologiei, așa că propun să mergem la probabil ultima întrebare a serii, pe care o preiau de la colega mea, Doina Ageru, care pune o întrebare de profesor metodist. De profesor care se preocupă, ca și mine de altfel anul ăsta, cel puțin, de formarea altor profesori. Care credeți că sunt în momentul de față prioritățile, așa cum le vedeți, noastră ca specialist și ca cadru universitar, care credeți că sunt prioritățile în formare în momentul ăsta pentru profesorii din România? Acum, sigur, nu vă cer niște nume de cursuri, dar unde credeți că ar trebui să fim mai atenți? Eu mă întorc tot la ideea asta de sistem. Să avem grijă să încercăm să transferăm către elevi, către studenți, competențe. Am asigur, iarăși, când vorbește de competențe, pentru unii sună așa prețios. Ce, nu mai transferăm cunoștințe, transferăm competențe. E o prostie, că până competențele înseamnă cunoștințe declarative plus cunoștințe procedurale plus valori. Asta e o definiție de lucru a competenței. Dar este totuși un sens în a spune că hai să transferăm competențe și nu cunoștințe. Fiindcă așa cum v-am dat exemplu înainte, dacă nu gândesc în ideea de competență, eu pot să predau declarativ despre cum să conduci mașina sau o altă procedură, dar nu o să o știe face. Dacă gândesc în termen de competență și am ideea cunoștințele declarative trebuie să vină la pachet cu cunoștințele procedurale și cu valori, te învăț cum să conduci mașina, te și pun practic, să fiu sigur că știi să o faci și devine și o chestie importantă pentru tine. Face parte, poate o sumă între, nu știu, acum exagerez, a conduce mașina între valorile tale, dar vreau să spun că încep să o valorizez sau să o consider ca o parte importantă pentru viață. De asemenea, când îi aud pe cei care spun: dom'le, să terminăm cu atâta teorie, practica contează, să ducem pe copii să învățăm lucruri practice. Atenție, este un lucru foarte periculos. Noi putem învăța cunoștințe procedurale direct, într-adevăr, fără să treci prin elementul declarativ. Te învăț practic să conduci mașina, nu ți explic nimic, te urcă acolo, te învăț și, pe la urmă, înveți și conduci foarte bine.
Problema cunoștințelor procedurale învățate în acest fel este legată de faptul că sunt inflexibile și nu se adaptează și nu se pot schimba ușor în funcție de context. Altfel spus, bun, pentru contextul respectiv ai învățat chestia. Ești un meseriaș, ca să spun așa, nu ești un profesionist. Și eu am problema asta foarte mult cu cei care urlă pe toate, în spațiul public. Universitățile nu formează oameni pentru piața muncii. Ba, formează foarte bine. A, că nu ți formează pentru fișa postului din compania ta, nici nu o să o facă niciodată. Ai IT-istul care învață la Universitatea Babeș-Bolyai, nu o să învețe în detaliu sau numai programul de care ai tu nevoie la fișa postului. El va învăța câteva programe care sunt acum funcționale, dar el va învăța cum să programeze ca să învețe în următorii 10 sau 15 ani și noile programe care o să apară. Și atunci, noi transferăm competențe, dar este rolul firmelor să aibă ceea ce există la marile firme. Eu sunt mai familiarizat cu sistemul american în care am crescut așa mai degrabă cultural și educațional, în care firmele vin și au o perioadă de induction. Uneori induction-ul ăla durează 3 luni, 2 luni, în care după ce te-am luat din școală, te învăț cum să-ți adaptezi acele competențe pentru fișa postului. Ai noștri se așteaptă să-l scot direct din universitate foarte bun pe fișa postului și dacă el nu-i dispus să plătească 3 luni să învețe, să-l trimită la un curs de formare ca să se poată adapta la fișa postului. Deci, scurt spus, ce putem noi face și cred că ar trebui să gândim ca profesori este într-adevăr să fim atenți, să nu transferăm doar ideea asta de, sau să nu transferăm doar cunoștințe, fie ele declarative sau procedurale, într-o manieră practică, ca la școlile profesionale, în care să n-ai o înțelegere reflexivă a procedurilor pe care le-ai învățat. Iar acest lucru se face dacă începem să gândim în termen de competențe, deci cunoștințe declarative și procedurale și valori, la pachet trebuie să vină cele trei. Iar acum o să operaționalizăm, nu? Competențele văd în următorii ani în ceea ce se cheamă learning outcomes, adică o să mergem și mai detaliat la rezultate ale învățării. Se schimbă paradigma și cu siguranță să fim în partea acestei schimbări, fiindcă vă spun ce se întâmplă, dacă nu suntem partea schimbării, intră în schimbare oameni din afara sistemului de educație, spământătoare, în care nu o să ne mai regăsim. Glumind un pic, n-aș spune chiar că mașina nu e printre valorile fundamentale ale românilor, ca să spunem așa. Știu că am promis că e ultima întrebare, am să mai iau totuși una pentru că mi se pare interesantă și relevantă. Întrebarea e așa, oare datele, rezultatele de la examene nu fac parte dintre aceste evidence pe care le-am pomenit aici și nu țin de evidence-based education? De ce sunt ele atât de puțin transparente și rezultatele, dar și analizele eventual legate de aceste rezultate? Leadership-ul nostru, asta vă spuneam, nu dă doi bani pe date. Unii care sunt mai în vârstă nu dau doi bani pe date, fiindcă își amintesc cum erau modificate datele pe vremea comunistă, când se raportau date false în toate sectoarele, inclusiv în producțiile industriale și agricole și toată lumea râde de date, adică n-au apreciere pentru date. Alții care sunt mai tineri s-au obișnuit cu concentrarea puterii în care decizia e dată de mine, nu de date și de... Deci nu am evidence-based policies. Și atunci, deși se văd acolo rezultate, acum putem discuta ce semnificații au și cum, dar înspăimântător este ce spuneți foarte bine. Le vezi acolo și nu vin ca inputuri pentru o nouă politică educațională în funcție de rezultatele pe care le vedem. Acum, pentru prima oară, de-aia am spus că apreciez proiectul ăsta România Educată, că totuși pomenește de la ideea cu procentul X de analfabetism funcțional, abandonul școlar atâta, ne propunem în următorii ani să reducem la atât. Adică măcar se referă la date, că până acum știți care era discursul, că datele nu sunt corecte, sau că testele PISA sunt niște creații imperialiste ca să arate România e la coada clasamentelor. Ce să zic? Da, și că țin de o altă tradiție pedagogică decât cea română. Nu, adevărul este că țin și adevărul e că noi am avut o altă tradiție. Întrebarea este, odată ce ai ales, că eu totdeauna am spus și psihocultural și educațional, noi putem accepta vechiul model, nu e nicio problemă. Doar că odată ce, fără să te forțeze nimeni, te-ai integrat într-un spațiu european al educației,
Tu nu poți să nu te integrezi în modelele care există acolo. Că altfel, de ce te-ai integrat în Uniunea Europeană? Puteai rămâne foarte bine și psihocultural. Noi semănăm destul de mult încă pe latura aia de colectivism, concentrarea puterii, vânarea greșelilor, frica de schimbare cu zona estică, cu Federația Rusă. Un profil psihocultural nu este bun sau rău în sine. Eu n-am spus niciodată că profilul nostru vechi este unul rău și că este problematic în sine. Eu am spus doar că odată ce am ales și am aderat la un spațiu european, a nu te ancora și ca practic și ca mentalitate acolo e foarte problematic. Gândiți-vă, toate reglementările europene vin în logica unui individ autonom și în descentralizarea puterii. Și noi vrem să le aplicăm într-o țară caracterizată prin concentrarea puterii și prin individul colectivist. Păi cum să prindă practicile europene la noi? Că nu-i terenul fertil, nu se poate. Pe de altă parte, suntem în zona respectivă. Și de aceea am spus că orice schimbări de astea mărunte trebuie să vină cu o schimbare de viziune. De-aia, un alt motiv pentru care apreciez România Educată, că am pornit de la viziune, nu cu schimbări de procedure așa specifice, că unele nu prind, pur și simplu. Da, deci... Da, ar fi multe lucruri de discutat și vă spun sincer că circulă întrebările prin cap mare viteză. De exemplu, poate vom discuta la o întâlnire viitoare, dacă sigur veți accepta să ne mai fiți invitat, și despre ideea aceasta greșită din punctul meu de vedere, că a te axa pe competențe, întrucât ele au o componentă procedurală, înseamnă practic a elimina informațiile care nu sunt utile în mod imediat. Absolut. Eu totdeauna, și de aceea am spus, e vorba de cunoștințe declarative care n-au totdeauna o aplicare imediată. Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei. Bine, mă ajută să înțeleg lucrurile, dar mă ajută să rezolv ceva în viață imediat. Dar aceste cunoștințe declarative îmi dau sens și semnificație, iar oamenii care n-au sensuri și semnificații în viață dezvoltă tulburări psihice și experiențează distres. Și scurt spus, cum i-am zis la unul care tot așa îmi spunea într-o dezbatere, nu contează cine, foarte influent în spațiu public și agresiv, așa că, domne, zice, eu m-am învățat tot felul de chestii la școală, zice, dar nu mai țin minte nimic, zice, nici de la chimie, nici de la fizică, dar am avut note mari, domnul profesor, să știți, la ce mi-o folosit? Și am zis, v-o folosit că v-o dezvolta creierul și în momentul ăsta puteți să gândiți bine. Este ca și cum ați fi mers la sală, ca să fiți fit din punct de vedere fizic. No, așa cunoștințele astea, și eu am învățat, nu, și încă se fac, sistem de ecuații de gradul 2 și așa mai departe. Bun, o le aplic. Alea ți-au dezvoltat sistemul cognitiv, așa cum mersul la sală îți dezvoltă sistemul fizic, numai că să nu exagerăm cu ele. Să nu uităm că pe lângă alea mai trebuie învățate cunoștințe procedurale pentru viață și trebuie învățate valori. Că asta a fost problema sistemului tradițional. Prea multe cunoștințe declarative și acum unii au trecut, știți, iarăși mă întorc la faptul că sunt filozof, ca Hegel, din teză în antiteză și nu găsesc sinteza. Sinteza este competența și cunoștințe declarative și procedurale și valori. Da, eu vă mulțumesc foarte mult pentru... Mulțumesc și eu, mi-a plăcut și sper să ne revedem ori aici, ori în alte contexte. O seară bună tuturor! Sigur, vă așteptăm oricând cu mare drag. La revedere! La revedere.